Bună seara, bună seara, bine ați venit. Aici avem urzica, care am cules-o ieri, lămâie și rozmarinul. Aici am uleiul de rozmarin, gata făcut, asta am să vă arăt cum îl fac. Uleiul eu îl fac la cald, este foarte simplu de făcut. Aici avem rozmarinul. Eu mi-am ales câteva vârfuri așa care sunt înflorite. Uitați-le. Și aici am lămâia și am să folosesc și coaja și polpa. Și aici urzica. Urzica culeasă ieri. Așa, am cules, am găsit și urzică înflorită și o să punem pentru uleiul nostru. Urzica, vedeți, este înflorită, nu știu dacă se vede. Are aici flori. Așa, am să-ți facem uleiul și mâine am să fac săpun. Săpun de urzică, să ne spălăm pe cap, este foarte, foarte bun pentru păr. Așa. Și o să încep cu urzica. Am să dau deoparte lămâile și rozmarinul. Uleiul se face foarte, foarte ușor. Așa. Eu aici am borcanele. Ia uitați. Borcanele mici. Sunt borcanele de iaurt. Le punem ciolofan deasupra sau folie transparentă. Și după ce le-am făcut, îl lăsăm circa o săptămână, două și apoi o să-l punem în aceste sticluțe. Vedeți? Puneți o etichetă ca să știți ce fel de ulei aveți. Așa, ia uitați. Cu dop. Așa. Și o să luăm și o să punem în borcanel. O să punem, eu am să le pun pe cele care sunt înflorite, urzica înflorită. Vedeți? Ia uitați ce frumos. Și o așezăm așa în borcanel. Uleiul este făcut la cald, dar îl puteți lăsa și la rece și îl țineți circa o săptămână, două, la soare. Așa. Eu pun cele care au floricele, orzica cu flori. Așa. Și mâine o să facem săpunul. Așa, am să dau puțin așa deoparte. Și ia uitați, eu presez, să mă mut invers. Și eu presez așa. Așa. Ca să iasă uleiurile din plantă. Mai punem puțin. Așa. Să nu aveți teamă de urzici, că nu pișcă chiar așa de tare. Așa, vedeți? Și batem puțin, așa. Ia uitați. Așa, și îmi umplu borcanelul cu urzică. Cred că este de ajuns și batem. Batem așa bine. Și apoi o să avem nevoie de ulei. Ulei de floarea soarelui sau de măsline, de care aveți în casă. Este bine la fel cu amândouă. Așa. Și batem. Vedeți? Așa. Am bătut așa bine. Am strivit, mai bine zis, frunza noastră de urzică. Și vom folosi. Eu am să pun astăzi ulei de măsline, dar puteți pune și ulei de floarea soarelui. Vedeți? Acesta este făcut cu ulei de floare soarelui.
Așa. Și astăzi voi pune ulei de măsline. Și umplem aici borcanelul. Așa. Atât. Acum îl acoperim. Vedeți, îl acoperim cu folie transparentă sau dacă aveți borcanele cu capace, le puneți capacul. Așa. Îl puteți și lega. Foarte bine. Eu le las așa. Și o să le punem într-o tigăiță. Acesta este primul. O să facem acum și cel cu lămâie și cu rozmarinul. O să procedăm la fel. Am să dau deoparte urzica. Aici avem urzica. Acum o să punem rozmarinul într-un borcanel, tot așa, și o să-l acoperim și să vă arăt cum îl putem pune și într-un borcan cu capac. Vedeți? Sunt borcanele de iaurt, borcanele mici, tot la fel. Rupem. Putem și strivi așa cu mâna, dacă nu le bateți. Ia uitați, strivim și punem și cu flori, rozmarinul înflorit să fie. Așa. Să vedeți ce ulei bun. O să facem și săpunel. Să vă uitați la rețeta de la săpunul de cimbru. Încă nu s-a uscat. Așa. Și punem rozmarinul așa aici. Și tot la fel, o să-l batem puțin. Așa. Să-l strivim mai bine ca să iasă uleiul din plantă. Așa. Așa. Vedeți, o să mai punem puțin. Le spălați și după aceea puneți, le uscați și după aceea le puneți în borcanele. Că dacă faceți aceste uleiuri, pot fi folosite și condiment pentru carne, pentru salate, dacă vă place. Așa. Și batem încă puțin aici. Și o să umplem cu ulei. Așa. Cum v-am spus, eu îl fac la cald. Acum o să umplem cu ulei. Eu astăzi pun ulei de măsline, puteți pune și ulei de floarea soarelui. Așa, îl umplem. Îl punem și îl legăm cu folie alimentară. Ia să rupem o bucățică. Și mâine o să facem săpunul de urzici. Să las aici și să facem și lămâia. Și lămâița o să o punem așa aici. O să folosim și coaja și pulpa. Și coaja am să o iau și am să o tai așa bucățele. Doar partea galbenă, fără partea albă. Așa. Și tot așa am să strivesc puțin coaja. Sau puteți da și prin răzătoare. Așa. Din acest ulei, un borcanel întreg, eu l-am pus și am făcut săpunul de lămâie cu miere de albine. În curând o să găsiți rețeta și pe canalul de YouTube. Cine dorește să vadă, să caute pe pagina mea aici. O să găsească cum am făcut. Așa. Și punem toată coaja de la toată lămâia. Așa. Luăm doar partea galbenă. Așa.
Așa, și acum am să curăț lămâia și am să pun așa. Am să pun și mijlocul, toată pulpa am să o pun așa. Ia uitați. Să vedeți ce ulei bun iese. Este făcut la cald. Imediat o să-l punem într-o tigăiță. O să punem borcanelele. Așa. Și punem aici, în interior. Tăiem toată pulpa. Și o băgăm în interior. Așa. Așa. Toată zeama. Ia uitați. Și o să punem toată pulpa noastră aici. Așa. Și acum o să presăm puțin. Tot la fel, o să apăsăm și o să presăm. Așa. Vedeți? Cu răbdare, cu răbdare. Apăsați și presați pe fiecare. Așa. Uitați, presăm așa bine. Acum o să umplem cu ulei. Umplem cu ulei. Puteți pune și ulei de floarea soarelui. Este la fel de bun. Așa. Și închidem. Acum, să închidem și aici. O să punem toate trei, o să le punem într-o uliță. Și o să le fierbem circa 20 de minute după ce începe să plocotească apa. 20 de minute la foc foarte mic. Lăsați la foc mic să nu se spargă borcanele. Apoi le lăsați să se răcească. Și puteți folosi uleiul. Se face mai repede decât cel rece. Așa, ia să rupem. Am reușit, în fine, am reușit. Așa. Să punem și aici, peste cealaltă. Cum făceam noi odată, puneam celofan la borcane și le legam. Așa, să-mi aduc o liță. Așa, o să punem un prosopel în interior. Așa. Și o să punem borcanele noastre aici. Unul lângă celălalt. Așa. Și o să umplem cu apă până pe 3 sferturi. Ia uitați. O să punem așa apă. Pe 3 sferturi. Și apoi uleiul puteți folosi pe tot corpul, pe păr, pe mâini. Așa, mai punem puțin. Așa, uitați. Și acum dăm pe foc, la foc mic. Și în momentul când apa începe să fiarbă, lăsăm în jumătate de oră să se sterilizeze. Aici, uitați, am uleiul de rozmarin făcut. Eu l-am pus într-un... Ia uitați. Așa. Aceste sticluțe micuțe le păstrați. Ia uitați, eu am aceste sticluțe, le-am găsit mici, mici, mici. Le spălați, le sterilizați și după aceea puneți în interior. Așa. Și...
După aceea lăsat să se răcească în interior. După ce au fiert jumătate de oră apa la foc foarte mic, trebuie să fie focul să nu se spargă borcanelele. O să vedeți că aici unde este celofanul o să tragă în jos, o să fie tras foarte bine în Am lăsat jos. de O pe să foc, am lăsat să se răcească puțin, după cum vedeți. Vedeți cum s-a tras? Amândouă s-au tras, așa. Lăsa să se răcească bine și după aceea le Se vede scoatem. cum s-a tras? Ia uitați. Că băgăm așa aici în interior. Amândouă s-au tras. Și acesta are capac. Deci s-au sterilizat bine și uleiul nostru este gata. Îl lăsăm să se răcească aici în oală și apoi o să-l punem în sticluțele noastre. Și cu cel de lămâie vom face săpunelul. Așa. Mâine o să facem din urzica noastră care ne-a rămas. Ia uitați ce frumoasă este. O să facem săpunul de urzică. Și eu am să folosesc și din uleiul de urzică care eu l-am făcut astăzi la săpun. Și aceasta am să o fierb și am să fac fel de ceai și am să fac săpunul și cu uleiul de urzică care îl facem astăzi. E, cu uleiul de lămâie care eu l-am făcut astăzi, acum 2 săptămâni am făcut în direct săpunul cu lămâie și cu miere de albine. O să găsiți rețeta aici pe pagină. Vă pup dulce și vă doresc multă, multă sănătate. La revedere și ne vedem mâine cu altă rețetă. La revedere și vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și că ați fost alături.